Bun găsit! Raluca și Alex tocmai s-au întors în această seară din City Break. Au fost întâmpinați la poartă de către Roxana, Paul, Adina. Raluca ți-o păia de fericire și le spunea fetelor să vedeți acum ce de subiecte de bârfe avem. Apoi a mustrat-o puțin pe Adina pentru că aceasta a spus în emisiunea Capriciile din această seară că ea își dorește, sufletește să câștige Roxana și Paul. După care Adina a luat-o de mână pe Raluca și a spus hai să mergem băieții cu băieții, fetele cu fetele. Mai departe au fost întâmpinați de către Ada, de către mamele care se aflau pe terasă la acea oră. Raluca s-a îmbrățișat cu doamna Gica, de care este foarte apropiată, și a spus acesteia că nu au putut să le ia suveniruri întrucât nu pot să le spună locația în care au fost plecați. Au fost extrem de bine primiți de către toate mamele, de parcă au lipsit cine știe cât timp. Era un entuziasm pe fața Ralucăi vizibil, o stare total schimbată față de cea din urmă cu câteva zile. Iar întrebată fiind cum sunt, Raluca a spus nu bine, foarte bine. Raluca a mai spus, doamna Flori, a fost cea mai frumoasă experiență. Rând pe rând i-au întâmpinat toți concurenții. Apoi au intrat înăuntru. Raluca era foarte fericită, a spus doar atât, nu ne întrebați nimic pentru că nu putem să spunem, dar a fost cea mai tare experiență din viața noastră. Aceasta a sfătuit pe ceilalți concurenți să-și ia haine groase și rucsacuri pentru că acolo unde vor merge vor avea nevoie. E clar că Raluca este super fericită, s-o păia din fericire prin toată casa, așa că ce credeți că s-a întâmplat? Bun, deci cei doi nu au voie să spună nici unde au fost, nici ce s-a întâmplat, nici să povestească alte detalii momentan. Dumneavoastră, ce credeți? A fost sau nu cerută Raluca? Eu zic că după cât era de fericită și cum ți-o păia prin casă, mi-este clar că da.